răsună internetul. Aveți aici cașcavalul Matrac. Ia să vedem. Cașcavalul de Săveni, produs lângă Botoșani. Despre el este vorba, unul dintre produsele românești cunoscute nu doar în țară, ci și în afară, pentru că are atestat european. Poftiți, cu ce să vă încântăm? Degustați buricul de Săveni, un pahar de vin merge cu cașcaval. Ăsta e un cașcaval maturat, de un an și 6 luni. Așa... Da, așa mai maturat. Mai... Da, vechi, aici. Cașcavalul nostru, fiind de pe Valea Bașeului Săveni, inflorescența de pe iarba care mănâncă animalele, are un gust specific și mai deosebit față de celelalte produse de pe piața românească. Totul este natural în primul rând. Când vom face, vrem să facem calitate. E lapte, sare și cheagă. Lângă vedeta devenită brand european, producătorii au așezat multe alte bunătăți. De la brânză proaspătă, urdă, caș, telemea și rulade, la cașcaval maturat și timp de un an. Minunată! O delicatesă! Se simte foarte bine aroma cașului. Este gras, este foarte gustos. Lângă standul cu cașcaval au putut fi degustate și cumpărate salata de paste, un vin premiat cu aur și dulceața de trandafiri, un alt produs tradițional cu atestat european. Noi suntem producători de paste artizanale, sunt realizate din făină de grâudure macinată cu ou și cu sare. Transformăm pastele noastre în fiecare zi în diferite feluri de rețete de paste, iar pe perioada verii am scos niște produse noi pentru consumatorii noștri, 3 feluri de salate de paste. Noi suntem de la stațiunea viticolă Iași, unitate producătoare de soiuri, de struguri, de vin și masă, deosebite, vinuri medaliate, Golia lua medalii de aur, Pinot Gris medalii de argint. Sunt produse din trandafiri de pe plantația noastră, 3 dintre ele atestate tradițional de Ministerul Agriculturii, dulceața, siropul și oțetul. Sunt 100% naturale. Concurența este mare, spun producătorii locali, iar rețetele tradiționale trebuie atent respectate. E foarte greu, spre deosebire de o linie industrială, de o celulă, unde programezi, te-ai dus, îți faci cumpărăturile, de exemplu, și te-ai întors. Nu, aici e foarte complicat. De ce? Pentru că noi trebuie să ținem în continuu flacără lemnului și din sfert în sfert de oră trebuie completat și pus lemn. Produs tradițional, borșul cu cimbru, borșul cu leuștean. El este făcut 100% după o veche rețetă românească. Nu mulți pot respecta rețeta, fără adaosuri, cu timpul de fermentare adecvat, 48 de ore, deci procedeul este un pic îndelungat. Nu poți obține un borș într-o zi. Am făcut un tur, toate se vede că sunt făcute cu drag și oamenii pun suflet în tot. În total, 40 de producători locali au participat la târgul de la Iași menit să promoveze produsele românești. România are 11 produse protejate în Uniunea Europeană. Cașcavalul de Săveni, plăcinta dobrogeană, cârnații de pleșcoi și scrumbia de Dunăre afumată sunt câteva dintre ele.